Bun găsit, stimați telespectatori! Cu ceva timp în urmă am fost solicitat să acord un interviu unui post de radio creștin, RVE Timișoara. Și cu această ocazie mi-a fost adresată o întrebare surprinzătoare, extrem de serioasă. Sunteți gata să muriți, domnule pastor? Cu o completare ceva mai însurdină pentru ceea ce credeți? Ei bine, pe marginea acestei întrebări, care necesită un adevărat răspuns pentru viață, apropo de genericul emisiunii noastre, m-am gândit să vorbesc, lărgind puțin și aprofundând răspunsul la această, trebuie să recunoaștem, dramatică întrebare. Cu atât mai mult cu cât a venit vremea, mai mult ca până acum, să ne punem o astfel de întrebare capitală. Desigur, un răspuns prompt și sec ar fi acesta: da, sunt gata să mor. Fără explicații complementare, ar putea însă să apară ca un act de bravadă, dacă nu de mândrie. Și totuși, pentru că trebuie să fim gata să dăm și un răspuns imediat și neîntârziat, moartea nu ne întreabă și nu ne cere voie când vine la noi, fără a mă considera mai curajos decât alți frați creștini, îndrăznesc să răspund și de această manieră mai operativă: da, cu ajutorul lui Dumnezeu, sunt gata să mor, indiferent în ce formă s-ar petrece aceasta, și cu atât mai mult pentru credința în Domnul și Mântuitorul meu, Iisus Hristos. Cred însă că este util să încerc să aduc o explicație cu privire la modul cum am ajuns la o astfel de încredințare, la un astfel de răspuns. Explicația îmbracă cel puțin două fațete sau dimensiuni. 1. Dumnezeu mi-a dovedit din afirmațiile și prin evenimentele consemnate în Sfintele Scripturi că deține controlul absolut asupra vieții oricărui om și că El hotărăște, și nu oamenii sau demonii, care este momentul morții fiecărui om de pe Terra. Și în al doilea rând, experiențele personale cu Dumnezeu pe care le-am avut pe parcursul vieții mi-au demonstrat veridicitatea celor afirmate de Biblie și m-au ajutat să am o încredere deplină în Dumnezeu, nu doar până la pragul morții, ci și în și peste acest prag. Autorul epistolei către evrei declară că orice om este dator să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Sau cum spunea poetul, din zei de-am fi scoborător, cu moarte toți suntem dator, dar nu-i tot una, leu să moră ori câine înlănțuit. Moartea însă poate fi naturală, ori poate fi cauzată de vreun accident, ori ca urmare a unei persecuții extreme, martirajul. Legat de moartea naturală, ca să mai îndulcim puțin subiectul, dați-mi voie să folosesc o ilustrație din domeniul educației copiilor. Se spune că o învățătoare și-a rugat elevii să explice ce înțeleg ei prin moarte naturală. Aceștia au dat fel de fel de răspunsuri năstrușnice. Cel mai interesant răspuns a fost al unui copilaș care a spus: eu înțeleg prin moarte naturală să mor fără ajutorul medicilor. Și mi se pare că în contextul zilelor noastre a dat un răspuns destul de inteligent. Dând acum un răspuns în oglindă față de ceea ce a spus copilașul anterior, cu referire la pierderea vieții din cauza credinței în Dumnezeu, s-ar putea spune: martiraj înseamnă a muri pentru Hristos cu ajutorul persecutorilor. Fiind o mare onoare să mor pentru Hristos, dacă iluștrii noștri oponenți, cum se obișnuiește să se vorbească în Anglia, vor voi să ne ajute să obținem această extrem de mare onoare, pot să o facă. Dumnezeu este Cel care deține controlul și își va ajuta copiii săi dragi și într-o astfel de perspectivă. Dar să revenim la cele afirmate de Sfânta Scriptură. În Psalmul 2 ne este ilustrată coalizarea războinică globală anti-Dumnezeu, anti-Biblie, anti-Israel, anti-creștinism și anti-familie, la care bine facem dacă luăm aminte. David, privind prin tunelul timpului, rostește uimit și nedumerit cuvintele, citat: pentru ce se întărâtă neamurile, națiunile, și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte, adică lipsite de temeinicie și valoare? Împărații pământului se revoltă, se răscoală împotriva Domnului și a unsului său, zicând: să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Încheia citatul. Din acest pasaj,
Putem observa cum războiul cosmic ancestral dintre Dumnezeu și Satan ajunge să dobândească o dimensiune globală la nivelul liderilor națiunilor care înțeleg că pentru a lupta împotriva lui Dumnezeu Tatăl și al lui Hristos, Dumnezeu Fiul, trebuie să atace și să surpe ceea ce ei consideră legăturile și lanțurile acestora, care împiedică să atingă totala depravare de fapt. Este vorba de Biblie, cu cele 10 porunci și principiile creștine și mai ales cu judecata care îi paște pe cei care nu se întorc la Dumnezeu, dar este vorba și de instituția edenică, familia, și de reprezentanții lui Dumnezeu pe pământ, Israelul și toți creștinii. Nu intrăm în a detalia modul de luptă antifamilie, anti-Israel, anticreștinism, pentru că lucrurile sunt prea evidente pentru toți cei care sunt atenți la ce se întâmplă pe pământ, ci menționăm doar reacția suverană a lui Dumnezeu, consemnată tot în Psalmul 2, în versetele 4 și 5 și în primul cuvânt din versetul 6. Cel ce șade în ceruri râde, Domnul își bate joc de ei, apoi mânia lui le vorbește și îi îngrozește cu urgia lui zicând, totuși, și ne oprim aici cu citatul. Cu alte cuvinte, este atât de ridicolă infinita disproporție dintre neînsemnatele resurse demonico-umane și nelimitatele resurse divine, încât mai întâi Dumnezeu rămâne în expectativă și râde. Pentru că este ridicol când o furnică atacă un elefant, dar cu mult mai ridicol este situația când creația își atacă creatorul. Dar după tăcere, Dumnezeu, în mânia lui, aduce groază asupra oponenților, rostind marele totuși. Cuvânt care definește în toată Scriptura capacitatea divină de a reversa orice rău și de a contracara orice forță potrivnică. Chiar în momentul când oponenții lui Dumnezeu își închipuie că au câștigat războiul, triumful divin este asigurat și toți dușmanii lui Dumnezeu sunt anihilați. Să ne amintim, spre exemplu, de etalonul puterii divine din Vechiul Testament, care este izbăvirea evreilor din Egipt. Dar mai ales să ne amintim de etalonul puterii divine Noul Testament, care este glorioasa înviere din morți a lui Iisus Hristos. Și vom dobândi certitudinea și siguranța biruinței în orice încercare, inclusiv peste clipa morții. Pe de altă parte, tot teoretic sau scriptural, în Evanghelia după Matei, la capitolul 10, Mântuitorul ne-a îndemnat într-un mod foarte ferm să nu ne temem de trei lucruri, de care foarte ușor am putea ajunge să ne temem dacă nu ne înarmăm cu promisiunile lui Dumnezeu. Iisus Hristos, Mântuitorul, ne cere așadar să nu ne temem de triumful aparent al vrăjmașilor noștri, al creștinilor, 2. De furia ucigașă a oamenilor fără de Dumnezeu, și 3. De faptul că lucrurile sau evenimentele ar putea scăpa de sub controlul divin. Astfel, în Matei 10, de la 24 la 26, partea 1 a versetului 26, Domnul Iisus ne-a spus, citat, ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de domnul său. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul său și robului să fie ca domnul său. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi pe cei din casa lui. Așa că să nu vă temeți de ei, încheiat citatul. Suntem chemați, deci, să conștientizăm că vrăjmașii lui Iisus sunt în același timp și dușmanii creștinilor. Dar ni se cere ferm să nu ne temem de aceștia. Cel care are ultimul cuvânt nu este omul, ci Dumnezeu. În legătură cu a nu cădea în cursa fricii de oameni, este sugestiv epitaful de pe mormântul unui mare om al lui Dumnezeu, John Knox, din Scoția, care i-a înfruntat cu curaj pe mai mari vremii sale. Iată ce scrie pe acel mormânt. Aici odihnește unul care s-a temut atât de mult de Dumnezeu, încât n-a putut să se mai teamă de niciun om. Așa să fie și în ceea ce ne privește, pentru că adevărata frică de Domnul are capacitatea de a alunga toate celelalte frici sau fobii. În al doilea rând, după cum spuneam, Mântuitorul Iisus ne cere să nu ne fie frică de mânia ucigașă a oamenilor.
La Matei 10 cu 28 ni se spune, citat, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghena. Încheia citatul. În același sens, în Apocalipsa 2 cu 10, Mântuitorul îi interzice în mod categoric bisericii din Smirna să se teamă de suferința pentru credință pe care urma să o traverseze, spunându-i, citat, nu te teme nici de cum de ceea ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi, ca să vă încerce. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții, încheiat citatul. Să ne ajute Dumnezeu și nouă să nu ne temem. În sfârșit, în al treilea și ultimul rând, Mântuitorul Iisus ne încurajează să nu ne fie frică că lucrurile sau evenimentele ar putea să scape de sub controlul divin. Cu alte cuvinte, că cei răi ar putea face ceea ce ar voi ei cu oricare dintre noi. În Matei 10, 29 la 31, ni se spune, citat, nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuși nici una din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Încheia citatul. Mai mult, textul sacru ne asigură că însă și intensitatea încercărilor, a testărilor, a suferințelor din viața noastră sunt dozate în mod suveran de Dumnezeu, în așa fel încât să putem fi biruitori, nu înfrânți în acestea. La 1 Corinteni 10 cu 13 este scris, citat, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Încheia citatul. Așa că înfrângerea celor trei frici menționate anterior mă ajută, ne ajută să putem fi pregătiți pentru moarte, oricare ar fi aceasta, în orice formă ar surveni aceasta. Trecând acum de pe planul teoretic, pe planul experiențelor personale, practice, de viață, pot spune că Dumnezeu mi-a dovedit că El este Cel care îmi numără pașii vieții de pribeac pe acest pământ, scăpându-mă de la moarte în mod miraculos de mai multe ori în viață. Voi menționa doar două episoade de acest gen, fără a mă referi și la salvări din câteva potențiale și iminente accidente rutiere de care Domnul m-a scăpat. O primă experiență de salvare de la moarte a avut loc pe când aveam doar câteva luni de viață. Desigur, detaliile le-am aflat ulterior de la părinții și frații mei mai mari, eu fiind al cincilea din 9 frați și surori. Mă îmbolnăvisem foarte grav. Bunicul meu spunea în limbajul acelor vremuri, a peri, Iacob, a peri, adică era sigur că voi muri. Sora mea cea mai mare, mama pastorului Crinișor Ștefan din Statele Unite, a răspuns, ba n-a peri, bunicule, n-a peri. Bunicul continua, a peri nepoată, nu vezi cât e de galben, de slab și de bolnav? Sora mea din nou, n-a peri, bunicule, n-a peri. În sfârșit, părinții l-au chemat pe un pastor penticostal din acea vreme, cu numele Costin Aurel, care s-a rugat pentru mine, împreună cu părinții, evident, și după cum se vede, n-am pierit. Dar un lucru interesant și nostim, din cauza acelui incident, prenumele meu, începând cu acele zile până pe la 2-3 ani, n-a fost Iacob, ci Aperi Banaperi. Uite-l pe Aperi Banaperi. Faptul că Dumnezeu mi-a prelungit viața în atar circumstanțe, prin rugăciunea părinților și a slujitorului său, a constituit și constituie pentru mine o primă bază solidă vis-a-vis de perspectiva pe care o am asupra propriei mele morți. A doua experiență, conștientizată mult mai bine, s-a petrecut pe când aveam 28 de ani, la data de 21 februarie 1981. Lucram pe atunci ca electrician șeftură la un CET, o centrală electrică de termoficare, în cadrul combinatului chimic Azomureș-Târgu Mureș. În calitatea pe care o aveam, tocmai trebuia să admit la lucru o echipă de electricieni reparatori și să creez condițiile tehnice necesare accesului și lucrului acestora.
În astfel de situații, în ultimă fază, șeful de tură trebuia să demonstreze absența tensiunii electrice prin atingerea cu mâna a instalației pentru care era întocmit permisul de lucru. Dar pentru că la radio era ceva extrem de interesant, cei de vârsta mea știu, primul congres al FDUS, al Frontului Democrației și Unității Socialiste, mi-am dorit să rămân în sala de comandă electro și să ascult cuvântările de la acest incredibil eveniment. Să mai fie în afară de Partidul Comunist Român și altceva în România? Era întrebarea cea mare. Așa că l-am trimis pe ajutorul meu să mă înlocuiască și să-i admită la lucru pe electricienii reparatori. Pentru un concurs de împrejurări, acesta, în loc să deschidă ușa celulei subgenerator în cauză, a deschis ușa celulei unui generator învecinat, care era în funcțiune. Sesizând că ceva nu este în regulă, am fost chemat de urgență să verific și să rezolv personal situația. Intrând în celula de 2x2 metri deschisă de colegul meu, am luat scurtcircuitorul mobil, acea frânghie cu 4 brațe, și fără a folosi indicatorul de tensiune, după ce am legat la pământ unul dintre brațele scurtcircuitorului, fără să folosesc indicatorul de tensiune, am avut intenția să leg celelalte 3 capete ale frânghii metalice la cele 3 faze ale instalației în cauză, instalație trifazică. În momentul în care am intenționat să atașez scurtcircuitorul pe care îl țineam cu mâna neprotejată, fără mănușă de protecție, la instalația electrică, am auzit o voce foarte clară și puternică de la Dumnezeu. Acesta nu-i generatorul 3. M-am oprit, cutremurat, și am întrebat pe colegii aflați de față, în afara celulei subgenerator. Măi băieți, ce generator e ăsta? Dar nu am mai avut nevoie de răspunsul lor, pentru că răsucindu-mă spre exteriorul celulei, am observat că între celula în care mă aflam și peretele halei nu erau alte 2 celule, cum ar fi trebuit să fie, ci era o singură celulă. Deci mă aflam în celula a doua, în celula numărul 2, nu în cea cu numărul 3, unde trebuia să lucrez. În paranteză, se vopsiseră ușile celulelor subgenerator și colegii au încurcat încăperile. Tensiunea electrică la care era racordată acea instalație era de 6.000 de volți. Vă dați seama, cred, de ceea ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi atins instalația fără protecția corespunzătoare. M-aș fi transformat în scrum, cum se zice. Dar slavă Domnului, vocea divină m-a salvat de la o moarte sigură și iminentă. Mi-am dat seama că Dumnezeu este stăpân pe orice situație, oricât de gravă sau periculoasă ar fi aceasta. Am urcat, cutremurat, în sala de comandă electro, locul meu obișnuit de lucru, și având Biblia la mine, deși era în plină perioadă comunistă, am deschis Biblia și mi s-a deschis la Psalmul 116, versetul 15, unde este scris: scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Ce alt răspuns mai clar putea să-mi dea Dumnezeu? Viața mea putea să se încheie atunci, dar Domnul, în iubirea și mărinimia sa, a hotărât altfel, pentru că moartea celor iubiți de El este, a fost și va fi prețioasă. Așa că pentru mine este clar că moartea mea, ca și a oricărui alt copil al lui Dumnezeu, este sub deplinul control al Tatălui Ceresc și mai mult că moartea noastră este mult iubită de Dumnezeu, astfel că am început să nu mai am teamă de moarte și nici de cauzele care ar putea să o genereze. Mai amintesc și anumite experiențe pe care le-am avut cu securitatea comunistă. Am delegat pe cineva să aibă acces din partea mea la arhiva CNSAS și a descoperit că avusesem 3 dosare de urmărit al securității. În unul eram numit fanaticul și se spunea că cu mine nu se poate discuta și nu se poate colabora pentru că eram un fanatic religios. Cât mă bucur pentru acest epitet. În alt dosar era scris că era pe cât pe ce să fiu arestat pentru că transmisesem către cine nu trebuia și acesta m-a turnat la securitate o carte considerată subversivă cu titlul Umpleți vidul. Dar mai mult decât ceea ce era consemnat în acele dosare, experiența mea directă cu organele de ordine, care m-au ridicat de câteva ori, inclusiv de la locul de muncă, sub privirea colegilor, mi-a demonstrat că Dumnezeu, așa cum scrie în Biblie,
dăruiește o înțelepciune și un curaj de care, în mod obișnuit, nu suntem în stare fără concursul Duhului Sfânt. De aceea, în alt loc, Domnul Iisus ne spune, nu vă temeți de ceea ce veți spune în astfel de situații. Dar cea mai dramatică experiență cu cei care nu ne doreau și nu-mi doreau binele a fost demolarea casei de rugăciune din Târgu Mureș în iunie 1984. Desigur, episodul este o istorie în sine și nu avem timp să o povestim. Dar și cu această ocazie Dumnezeu mi-a demonstrat că prin el suntem mai mult decât biruitori. În ciuda demolării clădirii, noi am continuat cu mult curaj să ținem programele pentru care aveam autorizație sub cerul liber vreo 5 luni de zile pe locul unde fusese casa noastră de rugăciune. Am devenit o uimire pentru Târgu Mureșeni și nu numai. La sfârșitul anului eram însă într-un alt imobil de 2 ori mai mare și de 3-4 ori mai voluminos, iar recolta de suflete câștigate pentru Dumnezeu cu acea ocazie a fost cea mai mare din întreaga istorie a Bisericii Pentecostale Târgu Mureșene. 96 și respectiv 105 suflete botezate în cele 2 botezuri în apă care au urmat după mutarea noastră în noul sediu. Și zic, slăvit să fie Dumnezeu pentru aceasta. În sfârșit, în încheierea răspunsului meu la întrebarea, domnule pastor, sunteți gata să muriți? Mai relatez un ultim episod care demonstrează disponibilitatea mea de a da un răspuns clar și fără echivoc la o astfel de întrebare. În urmă cu vreo 2 ani, unul dintre băieții mei căsătoriți, Paul, m-a sunat și m-a întrebat cu voce destul de îngrijorată. Tăticule, pleci undeva astăzi cu mașina? I-am răspuns, da, Paul, plec la Cluj pentru înregistrare la Credo TV. El a continuat, te rog, tăticule, ai grijă cum conduci. I-am răspuns, sigur, Paul, o să am grijă, dar de ce mă întrebi? Paul s-a eschivat, n-a vrut să-mi explice despre ce este vorba, spunându-mi ceva evaziv de genul, doar așa, m-am gândit că e bine să fii atent cu circulația asta. Câteva zile mai târziu însă, într-un cadru familial, Paul a recunoscut, tăticule, avusesem un coșmar în noaptea dinainte de a te suna. Se făcea că ai avut un groaznic accident auto și că ai murit în acel accident. De aceea ți-am pus acea întrebare. E bine, dragi telespectatori, în acel moment le-am spus celor care erau de față, copii, o parte din copii și soție, dragii mei, dacă ar fi să fac abstracție de voi, de cei dragi și de orice altceva de pe lumea asta, gândind lucrurile doar strict din punctul meu personal și recunosc și egoist de vedere, pentru mine, perspectiva de a fi transferat instantaneu printr-un accident auto la Dumnezeu este prea frumoasă pentru a fi adevărată. Ar urma să plec din această viață efemeră la cel pe care îl iubesc și încerc să slujesc cât mai bine cu putință, din dragoste. Pentru că tot ceea ce îmi doresc, de fapt, pe plan personal, pe acest pământ, așa cum spunea și Apostolul Pavel, este să-mi sfârșesc cu bine alergarea. Ei bine, aceasta este explicația privind nu numai răspunsul, ci și motivația pentru răspunsul pe care îl pot da prin Harul Domnului la întrebarea dacă sunt sau nu sunt gata să mor. Da, sunt pregătit să mor, dar numai datorită lui Dumnezeu, pentru că îmi pun nădejdea în Harul și iubirea care vor fi manifestate și în acel moment sublim, plecarea mea acasă la Domnul. Va fi de altfel momentul întâlnirii față în față cu Mirele Ceresc, pe care îl iubesc și de care sunt iubit. Fie-i binecuvântat și glorificat numele. Iar dacă mi se va acorda onoarea să mor pentru ceea ce cred, mai exact nu pentru o religie sau credință, ci pentru Domnul și Mântuitorul meu, cu ajutorul și prin harul său nemărginit, sunt de asemenea pregătit. Soli Deo Gloria, toată slava îi se cuvine numai lui Dumnezeu. Să ne pregătim fiecare dintre noi să primim o astfel de întrebare și să dăm un răspuns corect la această întrebare, dacă suntem gata să murim și mai ales sau în particular dacă suntem gata să ne dăm viața pentru Domnul nostru. Nu că noi putem sau că am avea putere la aceasta, ci El are putere deplină. Așa să fie.